pentru a le ține și pentru a împiedica să voteze duminică. Acest lucru se întâmplă și cu firme care sunt au fost abonate la banii publici pe vremea PDL-ului. Vreau să le aduc aminte celor din PDL articolul 52 din legea 3/2000, legea referendumului, care spune foarte clar: cine împiedică procesul electoral e pasibil de pușcărie. Cei din PDL încalcă legea prin această acțiune și arată cât de nedemocratici sunt. Legea prevede pentru împiedicarea procesului electoral închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi. Vom monitoriza cu atenție activitățile primarilor PDL și vă asigurăm că nu vom ezita să aplicăm, să facem plângeri acolo unde se încalcă legea.